Hai, salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom face un top 10 cu lucruri foarte importante atunci când plecați la o plimbare sau la drum lung. Nu uitați, dacă vă plac aceste episoade, apăsați pe butonul de like, dați un share și un subscribe, mă ajută foarte mult. Să începem. Pe primul loc este casca. Casca este foarte importantă atunci când plecați undeva. Vă protejează în primul rând de soare, să nu faceți insolație, în al doilea rând de viață. De fiecare dată când aveți posibilitatea, luați-o. Nu vă costă absolut nimic. Eu am o cască de la Cube. Este o cască foarte bună. N-am avut nicio problemă cu ea până acum. Este o cască foarte bună. Dacă vreți să o cumpărați, cumpărați-o cu cel mai mare drag. Casca a fost cumpărată de pe Bike Expert. Bun. Pe locul 2 se află ochelarii. Ochelarii sunt foarte importanți. În primul rând, vă ajută împotriva soarelui, nu vă bate soarele în ochi atât de rău. În al doilea rând, vă protejează de insecte. Nu uitați, insectele sunt pe primul loc cele mai periculoase chestii când mergeți cu bicicleta, deoarece dacă vă intră o insectă în ochi, nu mai puteți vedea cum trebuie și se pot întâmpla accidente sau puteți păți ceva. Acești ochelari sunt niște ochelari din Decathlon. Vi recomand, dacă vreți să-i cumpărați, are protecție 2, dacă nu mă înșel, împotriva soarelui. Deci sunt foarte mulțumit, nu s-au zgâriat până acum absolut deloc. Pe locul 3 sunt mănușile. Mănușile sunt la fel de importante ca și casca, ca și ochelarii. Aceste trei chestii sunt, fac parte din echipament și personal le iau cu mine oriunde merg. Că merg până la colț, că merg până la... nu știu, până la magazin le iau, nu contează. Aceste mănuși au fost cumpărate de pe AliExpress, deoarece în România nu găsesc așa ceva și sunt foarte mulțumit, chiar dacă sunt niște chinezării, sunt foarte mulțumit de ele. A patra chestie este pompa. Nu am cine știe ce pompă, este o pompă mare, dar foarte utilă. Pompa este foarte importantă atunci când plecați undeva. De exemplu, ați fost în pădure, ați făcut pană sau ați făcut ceva, ați dus la roata. N-a fost ventilul foarte bine strâns și nu aveți pompa, gândiți-vă, veniți de la o distanță foarte mare până acasă pe lângă bicicletă, dacă nu are cine să vină să vă ia. Așa că sfatul meu este să luați pompa de fiecare dată cu voi, pentru că niciodată nu știți când o să aveți nevoie de ea. Pe locul 5 este această kingă. Oare vă întrebați de ce ai nevoie de o kingă când mergi undeva, uitați cum ca și pe sus. Să spunem că persoana cu care sunteți a pățit ceva la bicicletă, s-a rupt schimbătorul sau a făcut pană, i-a văzut cauciucul, nu aveți cameră de schimb, nu aveți pompă, nu aveți absolut nimic pentru a înlocui camera, iar această kingă vă ajută să-l tractați din locul în care a pățit ceva până la cel mai apropiat loc de unde poate fi întâmpinat de o persoană care are mașină. Deci sfatul meu este să aveți în permanență cu voi o kingă, deoarece niciodată nu știți când veți avea nevoie de una. Pe locul 6 este medkitul. Medkitul este extraordinar de important. Nu se știe niciodată când veți avea nevoie de el, poate persoana cu care sunteți cade, se lovește, sângerează sau alte chestii de genul. Acest medic îi poate salva viața. Nu doar lui, cât și ție. Așa că ia-l. Nu te costă absolut nimic să cântărești undeva pe la 200-250 de grame. Dacă ești o persoană care nu vrea să aibă ghiozdan la el sau chestii de genul, atunci îți asumi. Mai departe, am o soluție cu antipană, gen un slime, pentru o dată de 125 ml. Această soluție este un slime cumpărat de la Bike Expert. A costat cred 22 de lei, dacă nu mă înșel. Este foarte bună, eficientă. Am pățit să fac pană, să-mi ascupe găurile. Dacă știți despre ce vorbesc, vă dați seama, dar dacă nu, o să înțelegeți. Nu am avut, din păcate, camera cu mine ca să vă pot filma ce s-a întâmplat mai exact. Am făcut pană, am avut un colț cu babei în roată, l-am scos, a ieșit aerul, am învârtit roata, iar soluția a ascupat gaura făcută de colț cu babei. Deci o soluție foarte bună, o recomand cu încredere dacă vreți să o cumpărați.
eu personal nu plec la drum fără această soluție cu mine. Pe locul 8 se află aceste imbuturi. Imbuturile la fel sunt foarte importante dacă aveți roată, depinde de care roată aveți. Dacă aveți roată care necesită să o desfaceți cu imbut, aveți nevoie neapărat de imbuturile. Sunt foarte importante. Aveți nevoie de ele oriunde. Chiar dacă nu vă dați seama, voi aveți nevoie. Mai ales dacă faceți pană și încercați să scoateți roata, nu o să reușiți fără ele. Așa că nu uitați, dacă plecați undeva, luați-vă imbuturile cu voi. Bun, un kit antipană. Avem un kit de petice. Avem soluția, iar aici avem peticele. Sunt foarte, foarte multe petice. Și nu cred că le voi folosi prea curând. Deci uitați, da? Sunt foarte, foarte multe. Nu are rost să le spart. Din păcate, această soluție mi s-a spart. M-am puterit o mână, asta este. Este una foarte bună dacă nu aveți soluție antipană în cameră. Nu uitați, dacă plecați undeva, nu uitați să luați aceste chestii cu voi. Sunt foarte importante, la fel ca celelalte lucruri pe care vi le-am arătat. Imbuturile sunt la fel de importante ca și celelalte chestii pe care vi le-am arătat până acum, deoarece nu puteți să desfaceți roata fără aceste imbuturi. Eu am permanență 3 imbuturi în cazul în care mi se rupe unul sau pierd unul, niciodată nu se știe, așa că este bine să aveți la voi, deci absolut tot ce este necesar pentru a fi în siguranță, pentru a nu face nimic, bicicleta să fie la fel în siguranță. Am și o șurubelniță, nu face mare lucru, doar că niciodată nu poți să știi când ai nevoie de o șurubelniță. Așa că eu am în permanență o șurubelniță cu mine și ce să vă mai spun? Dreapta mea sunt vaci și sper să nu mă deranjeze. Probabil pe locul 11 sau ceva de genul, nu este obligatoriu, dar eu am în permanență cu mine antifurtul. Antifurtul este o soluție ideală dacă nu vreți ca bicicleta voastră să fie furată. Puteți merge undeva în deplasare și din acest lucru să mergeți la un magazin. Aveți nevoie de antifurt pentru a vă lega bicicleta pentru a nu fi furată. Bun, deci nu uitați, antifurtul, la fel ca și celelalte lucruri, este important. Iar acum este decizia voastră dacă vreți să luați aceste lucruri. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dați un like, un share și subscribe, mă ajută foarte mult. Sper că v-a fost util acest episod. Nu uitați că totul este foarte important. Ce v-am arătat, dacă aveți întrebări, puteți să-mi lăsați în secțiunea de comentarii. Vă voi răspunde la toți. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.